Astăzi aș dori să vorbesc un pic despre corpul uman din punct de vedere spiritual. Pentru că astăzi, în timp ce eram la sală, eram pe bandă, mă gândeam la oameni și imediat aud pe vecinul de lângă mine care îi spunea altcuiva că el face sport deoarece asta i-a mai rămas și sportul pe care îl face îi mai menține viața și prin sport el simte că trăiește. Și m-am gândit că, iar persoana care era lângă mine nu era tânăr. Deci avea o vârstă. Și când l-am auzit spunând, atâta mi-a mai rămas sportul ăsta ca să-mi întrețin corpul și prin corpul ăsta să îmi mai prelungesc viața, mai ales, fii atent că sunt și oameni care au început să aibă grijă de corpul lor, de corpul fizic. Dacă mergi pe stradă la o simplă analiză a oamenilor, pur și simplu uitându-te în stânga și în dreapta, vei observa oameni care au uitat să mai aibă grijă de corpul lor. Și în momentul în care nu mai ai grijă de corp, eu mă gând la corp, mă gândesc mai ales la acele persoane care sunt mai plinuțe, da? Care au o anumită greutate corporală și care și-ar dori să slăbească, dar nu fac nimic. Pentru că în momentul în care ai un corp gras, tot ceea ce înseamnă o mai proastă funcționare a încheieturilor, ligamentelor și așa mai departe, încep să se pună, să-și pună amprenta. Ei, în radiestezie învățăm că noi oamenii suntem alcătuiți din mai multe structuri. Structura fizică, structura mentală, structura astrală sau sufletul și spiritul. Ei, între aceste trei corpuri este bine să existe o conectare bună și în același timp între cele trei corpuri este foarte bine să existe și un schimb de informație optim. Asta ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că noi, ca ființă, e bine să avem grijă de corpul fizic, da? De corpul mental, de sufletul nostru și de spirit. Nu să ne ocupăm doar de anumit segment din aceste patru. Pentru atunci se creează dezechilibre. Degeaba ai grijă, stai pe bandă, faci sport, dacă la nivel mental și la nivel de suflet nu există conectare cu sursa, cu Dumnezeu. Ai grijă doar de corpul tău fizic. Dar noi știm foarte bine că bolile apar în corp invers, adică din planul spiritual, din energetic, către corpul fizic. Și atunci, bună Ștefana, și atunci este bine să avem grijă și de corpul fizic, normal, pentru că acest corp fizic transportă celelalte corpuri energetice, dar ele sunt strâns legate de
între ele. Bun. Deci corpul fizic, corpul nostru fizic, are un rol foarte important. Acela de a conecta spiritul, forța vitală și sufletul între ele și prin conectarea acestora noi să putem interacționa în acest moment. Corpul nostru uman ca substanță materială este impregnat de spirit. Deci da, deci corpul nostru este impregnat de energia spiritului. Energia spiritului sub forma atracției, coeziunii, respingerii dă naștere unei structuri tangibile, da, dă naștere unei structuri tangibile și solide, adică a acestui corp. Deci corpul nostru, da, este o energie creată de spirit sub forma atracției, coeziunii, respingerii, toate la un loc, bună Petrișor, toate la un loc creează acest corp uman. Și asta nu este valabil doar la noi. Tot ce este viu, inclusiv tot ce este natură. Dar această coeziune, atragere, atracție și respingere a elementelor între ele este un pic diferită de la structură la structură. Deci, materia, odată, timpul și spațiul în integralitatea lor au o definiție informațională care reprezintă sursa de codificare și deci codificare și decodificare a atomilor cu capacitatea de auto regenerare care asigură comasările în moleculă. Deci corpul nostru are capacitatea de a se autoregenera în toate structurile lui. Da? Imaginea noastră a oamenilor, a acestui corp, se formează datorită informațiilor pe care le primim prin intermediul analizatorilor. Da? Acești analizatori sunt cei vizuali, auditivi, cutanați, gustativi, olfactivi și motorii. Cei mai folosiți analizatori de către o entitate, de către un om, să vorbim doar despre oameni, da? Sunt cel vizual, auditiv și tactil. Mai sunt și altfel de analizatori interni, da? Care sunt în mușchi, în tendoane, în ligamente, în organele interne. Dar noi, oamenii, folosim cel mai puternic și mai mult analizatorul vizual care este pe primul loc, apoi analizatorul auditiv care este pe locul 2 și pe locul 3 este cel tactil. Analizatorul vizual, cu ce ne ajută el pe noi? Deci, omul, prin ochi, formează o imagine despre cantitatea de lumină a obiectelor,
despre forma lor, dimensiune, culoare și așa mai departe. 85 către 95% din informație o recepționăm prin ochi. Da? Ochii transmit de 30 de ori mai multă informație decât cel auditiv. Da? Deci este important, pentru că prin ochi, noi cu ajutorul ochilor, creăm un canal foarte important de transmitere și de receptare a informațiilor. Deci, aici avem două canale de transmitere și receptare a informațiilor. Canalul vizual. În momentul în care învățăm în cursul de radiestezie și trimitem tot felul de lucruri, folosim și aceste două canale. Pe lângă alte canale pe care ni le dezvoltăm. Bun. Canalul auditiv al nostru, uite ce spune, principala funcție constă în perceperea oscilațiilor sonore cu frecvențe între 16.000 și 20.000 de Hz pe secundă. Iar în momentul în care ai un canal auditiv foarte senzitiv și este atât de sensibil încât poate percepe oscilații sonore între 1000 și 4000 de Hz. Deci cu cât avem urechea mai sensibilă, cu atât putem coborî și să ajungem să ne dezvoltăm acel așa numit clar al auzului, prin care auzi și alte lucruri față de ceea ce aude un om normal. Da? Când sonorul, dacă ai un sonor care emite pe 120 de decibeli, devine neplăcut pentru ureche. În momentul în care acel sonor se duce la 130 de decibeli, deja apare senzația de durere în ureche. Iar la 140 de decibeli apar durerile foarte puternice. Da? Bun. Acum să trecem mai departe. Centrul informațional al unui om, după cum știm toți, este creierul. Da? În creier se întâmplă, acolo stă mare parte a informațiilor pe care noi le primim. Atât în emisfera stângă, emisfera dreaptă și în cerebel, care este conectat la subconștientul nostru. E. Celula corpului uman conține nu doar informație, ci ea are și un mecanism mai special care este înscris în ea și care ne ajută la în ceea ce privește refacerea structurii fizice. Noile cercetări care s-au făcut acum în biologie celulară au demonstrat că fiecare celulă are un nivel de conștiință propriu. Deci fiecare celulă are o conștiință proprie. Și fiecare celulă ce mai conține? O structură de ADN pattern. Deci fiecare celulă din corpul nostru are o structură de ADN pattern. Da? Iar
În acea structură paternă există o cantitate foarte mare de informație care poate determina refacerea întregului corp uman. Pe acest principiu se bazează experimentele de clonare. Da? Deci fiecare celulă a organismului uman are, având acest nivel de conștiință, ce mai are? Are și o conectare specială în creier. Da? Ei, scoarța cerebrală dinspre exterior spre interior îi corespunde câte unui organ care l-a format. Deci scoarța cerebrală dinspre exterior spre interior, fiecare strat al scoarței este conectat la câte un organ principal. Primul strat este legat de plămân, al doilea strat este legat de inimă, al treilea strat de ficat, al patrulea strat de piele, al cincilea strat de pancreas și al șaselea strat este legat la rinichi. Cel mai gros dintre ele este al treilea, care este conectat la ficat. Da? Din această cauză, atunci când există afecțiuni hepatice, tulburările psihice sunt dintre cele mai diverse, de la sindromul ipocondric până la schizofrenie. Deci, acolo există. Deci, când există astfel de senzații, astfel de boli, să știți că este afectat ficatul. Da? Bun. Pielea este reprezentată de al patrulea strat al celulei cerebrale. Și atunci ele sunt conectate prin diferiți nervi. Deci pielea stăpânește toate organele în procesul de fotosinteză, chiar dacă provine dintr-un singur embrion, ca și sistemul nervos. Bun. Asta vi-am zis ca să vă faceți o părere despre cum este alcătuit corpul nostru uman. Da? Acum nu o să iau fiecare aparat în parte, vis-a-vis de felul cum învățăm să facem în cursul de radiestezie terapiile pe organe, pe aparatul, deci când luăm aparatul digestiv, aparatul respirator, urogenital, cardiovascular, organe de simț, glande, când lucrăm pe glande, pe ganglioni, da? Pe sistemul imunitar. Acum, acestea sunt partea fizică, dar această parte fizică mai este conectată și la sistemul energoinformațional al meridianilor, de la sistemul energetic de meridiane al corpului nostru. Și astfel, în corpul uman există 12 meridiane musculare, care sunt aceste meridiane sunt de suprafață și influențează cum să vă explic eu, influențează protejează de fapt corpul împotriva tot ce vine negativ din afară. Gen vânt, frig, căldură, umiditate. Ei, mai sunt 12 meridiane speciale care sunt de profunzime. Da? Și care transportă energia către
porțiune profundă de corpul uman. Și ele fac în așa fel încât asigură protecția dincolo de tegument. Mai sunt 12 meridiane principale care îmbină cele două energii, yin și yang, și alte 8 meridiane care reglează cele două energii. Tot ce v-am vorbit până acum, este îmbrăcat de o energie vitală sau forță vitală, care este foarte importantă în corpul energetic și în corpul fizic al nostru. Această forță vitală, această energie vitală circulă prin meridianele corpului nostru, da? Atât prin meridianele foarte cunoscute, gen canalul central, Ida, Pingala și restul canalelor secundare, da? Și energia care circulă prin aceste meridiane, să știți că nu este curent electric. Ele creează un câmp electromagnetic și ele au o origine magnetică. Despre originea magnetică și originea electrică v-am mai vorbit în videourile trecute. Da? Bun. Ce se întâmplă în momentul în care corpul îi scade energia vitală? Această energie vitală, sigur ați mai auzit de ea, este Qi, da? De energia Qi ați auzit. Și energia Ka, care este energia mai puțin benefică în corpul nostru. Ei, dezechilibrele care apar într-un organ prin lipsa acestui ci, acestei energii vitale, duce la disfuncția celulară și mai departe, când celulele încep să funcționeze, să nu funcționeze optim, mai departe apare boala în acel organ. Și atunci, prin tehnici specifice, noi, prin radiestezie, învățăm să aducem această energie vitală acolo, în zona unde este nevoie de ea, pentru a pune corpul uman sau organul respectiv în stare de vindecare. Bun. Toate energiile și informațiile care intră în noi oamenii duc la o bună funcționare a întregului corp fizic pe care îl pipăim, îl vedem în oglindă, mă vedeți acum în acest video. Da? Ei, și toate la un loc creează odată aura, sufletul, spiritul, corpul nostru fizic sau corpul grosier, corpul nostru fizic. Bun. În terapie, noi folosim tot felul de tehnici verbale, energetice, pe bază de culori, pe bază de matrici, pe bază de informație, de sfere și așa mai departe, prin care
reușim să aducem starea de vindecare în corp. Sper că ați înțeles procesele care sunt în corpul nostru, da? Sunt, așa am putea discuta ore întregi, dar în mare, în mare, v-am explicat de conectarea, da, corpului fizic cu energiile corpului astral, cu prin intermediul acestor analizatori pe care îi știm și conectarea analizatorilor mai departe cu ceilalți analizatori mai profunzi pe care în spiritualitate îi numim puteri parapsihologice. Da? Adică când te gândești la analizatorul vizual, se dezvoltă astfel încât vezi peste corpul fizic, cel auditiv auzi mai mult decât auzi în un om normal și cel tactil, în momentul în care atingi, simți un total diferit față de auditivul tactil normal a unui om care nu îl are în parametrii de a trăi. Da? Bun. Atât pentru astăzi. Mai discutăm și în altă zi. Nu fac live-uri prea lungi pentru a nu plictisi. Da? În legătură cu cursul de radiestezie care a început pe data de 26 februarie, da? Au fost o serie de persoane care mi-au cerut să mai prelungesc perioada cu o săptămână pentru a putea achiziționa și ei cursul, pentru care am zis să îl prelungesc până în data de 5 martie, cu acea reducere, deci de la 1900 la 1450 cursul, sau modulul 1 care poate fi achiziționat cu 400 de RON. Achiziția sau cine dorește să participe la curs poate intra pe platforma de cursuri romeobotezatu.ro, iar acolo în cursuri găsiți linkurile către paginile respective. Bun. Deci până în data de 5, cine dorește mai poate achiziționa acest frumos curs de terapie radiestezică și o puteți face foarte simplu, pentru că acolo în platformă este implementată plata cu cardul, deci se poate face plată cu cardul securizată în cele mai bune condiții. Cine dorește mai multe informații mă poate contacta pe WhatsApp, pe pagina aici pe pagină sau pe pagina profesională, pentru că acolo este butonul de WhatsApp și îmi poate trimite mesaj cu ce îi interesează vis-a-vis de acest curs de radiestezie. Alături de cursul de radiestezie, pentru că sunt și pe pagina profesională, eu continui un alt curs, de fapt nu este curs, este un mastermind, este un mastermind de dezvoltare personală care se numește Pune visul la încercare. Este pe baza cărții lui John Maxwell. Este un curs gratuit care se ține 5 săptămâni, o dată pe săptămână.
și pot participa toți cei care vor, doresc și pot, doar că pentru a participa este nevoie să te înscrii la acest curs. Găsiți linkurile în pagină și să-mi trimiteți un mail pe romeoronou@gmail.com. Aveți toate aceste chestii acolo, vă descriu, prin care să îmi spuneți că doriți cu adevărat să participați la Mastermind, pentru că toți cei care intră și aș dori să participe toate cele 5 săptămâni pentru a vedea rezultatele optime în ceea ce privește visul lor. Adică să înceapă procesul către vis. Da? Bun, următoarea grupă în Pune Visul la Încercare va începe joia viitoare. Deci până joia viitoare puteți să trimiteți mail-uri cu cine dorește să participe la următoarea grupă. Ok. Dacă sunt întrebări, puteți să-mi lăsați, să-mi scrieți întrebări. Ia să vedem. Bună, Sergiu. Domnul Valentin. Domnul Valentin tocmai a terminat. El a fost într-una din grupe. Îmi pune visul la încercare. Cine... Dacă mai sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, ne vedem la următorul live. Și până la următorul live, vă aștept cu mesaje pe WhatsApp, cu întrebări pe WhatsApp și să vă înscrieți fie la cursul de radiestezie terapeutică, fie la Pune Visul la Încercare. O seară plăcută, o săptămână frumoasă, pentru că suntem luni astăzi, pe data viitoare.